până la versetul 22. Haideți să ne ridicăm când ne apropiem de cuvântul Domnului. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, citim de la versetul 15 până la versetul 22. Așa vorbește cuvântul Domnului. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a zis Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat înapoi și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu, vino după mine. Amin. Te rugăm, Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească și să auzim clar chemarea Ta, întrebarea Ta și chemarea pe care ne-o faci de a merge după Tine, fără nicio ezitare. Și ajută-ne, Doamne, ca să fim așa. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Cei care cercetează personalitatea umană au împărțit oamenii după personalitatea lor în mai multe categorii. Și este un tip de personalitate care se numește tipul A. A, nu știu dacă vine de la activ sau de la ce vine, dar știu că Petru era în mod sigur unul care se încadra în această categorie. Era un om care n-avea răbdare, care nu putea să stea legat în loc și nu putea să fie pasiv. Întotdeauna trebuia să facă ceva, întotdeauna trebuie să fie în mijlocul lucrării, în mijlocul activității. Și după învierea Domnului, a fost o perioadă în care Petru s-a cercetat pe sine și parcă se simțea inconfortabil și avea nevoie de activitate. Domnul i s-a arătat ucenicilor de două ori după înviere, i s-a arătat chiar în ziua învierii, după aceea o săptămână mai târziu când era și Toma împreună cu ei, și a trecut un timp când n-a mai fost nicio arătare a Domnului. Și Petru nu putea să se rabde să treacă zilele și să nu fie ceva interesant. Și atunci într-o zi le spune prietenilor lui, ceilalți ucenici: mă duc să prind pește. Era pescar de meserie, așa că un pescar nu se duce să pescuiască, se duce să prindă pește, da? Chiar dacă nu prinde nimic, dar tot se duce să prindă pește, nu numai să pescuiască, nu numai experiența importantă, ci peștele ca să-l țină mână. Și ne spune evanghelistul Ioan, încă șase i s-au alăturat lui Petru. Și au fost fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, a fost Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei și încă doi ucenici. Au zis: mergem și noi cu tine. S-au dus, pe Marea Galilei se pescuiește noaptea, s-au dus, au aruncat mrejile și au așteptat. Tras mreaja goală. Mergem mai încolo, mai aruncăm o dată. Aruncă mreaja, trage mreaja goală. Și trudesc ei de câteva ori, trudesc toată noaptea și până la urmă nimic. Înspre dimineață se uită înspre țărm și văd acolo pe cineva pe țărm. Erau destul de departe, erau
probabil 150-200 de metri de la țărm. Și când se uită și văd acolo, aud o voce care le spune: aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Și aruncă mreaja în partea dreaptă. Au aruncat, deci, mreaja și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Și atunci, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru: este Domnul. Nu știu cum sunteți dumneavoastră. De multe ori eu când mă urc în mașină, unul dintre primele lucruri pe care le fac după ce îmi pun centura este să dau drumul la radio. Parcă ne deranjează liniștea. Atunci când editez predicile pentru radio, dacă atunci când țin o predică, uneori faci pauze mai lungi pentru că ești în contact vizual cu cei care te ascultă și poți să faci o pauză mai lungă. La radio nu se permit pauze prea lungi, că oamenii cred că s-a pierdut semnalul. Nu avem răbdare și trebuie să tăiem pauzele astea, să facem mai scurte. Și Petru era într-o pauză. Și Ioan îi spune: ți-aduci aminte, Petre? Au trecut vreo 3 ani de atunci, când într-o zi Petru, împreună cu Andrei, Iacov și Ioan, erau la pescuit, tot pe Marea Galilei. Și Domnul Iisus era îmbulzit de multă mulțime. Și vine Domnul și îi spune lui Petru: Petre, depărtează puțin corăbioara de la țărm, să nu mai poată lumea să mă îmbulzească. Și s-a urcat în corăbioara lui și probabil că n-a fost departe de țărm, doar câțiva metri. Și a început să vorbească de acolo din corăbioară. Acum, lacul sau Marea Galilei nu este ca și Marea Neagră, să fie așa mai vijelioasă. E o mare mai liniștită, este un lac mai mare, de fapt. Și când vorbea Domnul Iisus de la câțiva metri de țărm, de fapt, apa funcționa ca și un reflector de sunet, ca și un difuzor care să amplifice vocea lui, să-l poată auzi cei care erau pe țărm. Și Domnul vorbește și le dă învățătură și după ce termină învățătura, îi spune lui Petru: Petru, acum trage corabia mai în larg. Și aruncă mreaja. Doamne, toată noaptea am pescuit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău voi arunca mreaja. Și spune că a aruncat mreaja și când s-o scoată, erau așa de mulți pești încât nu puteau trage. Și mai încolo de ei erau Iacov și Ioan în corăbioara lor și au zis: haide și ajutați-ne. Dar Petru, când a văzut că i s-a umplut mreaja de pești, știți care a fost reacția lui? S-a întors spre Domnul și ce i-a spus? Pleacă de la mine. De ce? Pentru că sunt un păcătos. Când Domnul le-a spus ucenicilor și i-a spus lui Petru: aruncați mreaja, când a scos o plină de pești a doua oară la Marea Galilei, sunt sigur că Petru și-a adus aminte de prima întâlnire. A fost momentul când Domnul Iisus l-a chemat ca să lase tot și să meargă după el. N-a fost prima întâlnire a Domnului Iisus cu Petru, au mai avut alte întâlniri. Imediat după botezul Domnului Iisus, 2 dintre ucenicii lui Ioan au mers după Domnul Iisus. Au fost Ioan și Andrei. Și Andrei, cel din tâi, ne spune evanghelistul Ioan, l-a găsit pe fratele lui Petru, pe fratele lui Simon, și i-a spus: noi am găsit pe Mesia. Și fără să mai stea mult de vorbă, i-a zis: hai cu mine. Și când se duce, îl întâlnește pe Domnul. Și Domnul îi spune: Simone, fiul lui Iona, voi schimba numele și vei fi de acum încolo Petros, piatră. După aceea, Petru s-a întors înapoi la pescuit. Dar când a fost pescuirea aceasta minunată, când
Petru își recunoaște nevrednicia înaintea Domnului. Atunci Domnul îl cheamă și Petru merge după Domnul Iisus și nu se mai întoarce la plasele de pescuit. Până atunci mai mersese înainte și înapoi. Dar a fost în viața lui un moment în care a lăsat totul și s-a dus după Domnul Iisus. 3 ani și jumătate a umblat cu Domnul și a văzut lucrările lui și a văzut puterea lui. Se apropiau de sfârșitul acestor ani de ucenicie. Și într-o zi, pe când erau în Cezarea lui Filip, Domnul le pune o întrebare ucenicilor. Cine zic oamenii că sunt eu? Cine a răspuns? Petru. Bineînțeles. Și Petru răspunde primul și zice, Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Și Domnul îi spune, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele, nu rațiunea, nu perspicacitatea ta omenească ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, spune Domnul Iisus, și porțile locuinței morților nu vor birui. Trece puțin timp. Domnul Iisus este arestat, dus să fie judecat. Și când Domnul Iisus a fost dus la judecată, Ioan, care probabil ducea pește la marele preot, era cunoscut acolo. Și intră el în curte și împreună cu el intră și Petru. Toți ceilalți ucenici s-au împrăștiat. Și acolo în curte, Petru este confruntat de o slujnică. Stai puțin, și tu ai fost cu Iisus? Femeie, nu știu ce vorbești. Și treci un timp și vine altcineva și îi spune, și tu ai fost cu Iisus? Nu știu. Nu-l cunosc. Și vine altul și spune, și tu ai fost cu Iisus, îmbrăcămintea ta, vorba ta, te dă de gol. Și spune, Petru s-a blestemat. Cu jurământ a spus că nu-l cunoaște pe Domnul. Și n-a terminat bine de spus cuvintele acestea. Și-a auzit cocoșul cântând și-a adus aminte de avertismentul pe care i l-a dat Domnul Iisus. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă, cum se cerne grâul? În noaptea asta toți veți găsi o pricină de potignire în mine. Doamne, eu niciodată. Chiar dacă toți ăștia, chiar dacă toți ăștia s-ar lepăda, eu niciodată. Simone, m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Și-a urmat răstignirea, și-a urmat zilele acelea cumplite în care Petru a zis, totul e pierdut. Dar a venit ziua învierii, și Domnul îi se arată lui Petru și se arată ucenicilor. Și se mai arată odată ucenicilor. Dar în inima lui Petru încă era ceva. Era o neliniște. Doamne, eu care am spus în Cezarea lui Filip că Tu ești Hristosul, m-am lepădat în fața unei slujnice. Ce fel de bărbat sunt eu? Cât contează dedicarea mea pentru tine. Și vine Domnul Iisus să stea de vorbă cu Petru. Nu vreau să vă spun o istorie. Dar vreau să încercăm să ne uităm un pic în oglindă fiecare. Toți suntem viteji aici, în biserică, așa-i?
Trăiești pentru Domnul. Da, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Doamne, tot ce am îți pun la dispoziție. Doamne, mă dăruiesc ție. Fă ce vrei cu mine. Doamne, dar când ai ieșit afară, mai ai același zel? Sau îl lăsăm aici? Petru s-a uitat la sine, s-a simțit dezamăgit. Și probabil că și noi ne uităm câteodată la noi înșine în oglindă și ne simțim dezamăgiți. Zicem, Doamne, cum am putut să fac asta? Cum am putut să mă leapă de tine în fața colegilor mei? Când m-au întrebat dacă și eu pocăit, da, merg și eu la biserică duminica. Să nu mă duc la golf, mă duc la biserică. Cât este prețul care suntem gata să-l plătim pentru a-l urma pe Domnul Iisus? Vine Domnul Iisus la Petru și care este întrebarea pe care i-o pune lui Petru? Nu vine și nu-l întreabă și nu-i zice, măi Petre, nu ești tu cel care în Cezarea lui Filip ai spus că eu sunt Hristosul? Nu ți-am spus eu atunci că Dumnezeu însuși ți-a revelat lucrul ăsta? Cum ai putut tu să te lapezi de mine în fața unei slujnice? Nu-i pune întrebarea, de ce ai făcut asta? Cum ai putut face asta? Care e întrebarea pe care o pune? Simone, mă iubești? În Apocalipsa, în capitolul 2, în prima scrisoare scrisă unei biserici, bisericii din Efes, Domnul îi spune, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși, știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Și care dintre noi nu s-ar bucura să audă cuvintele astea de încurajare din partea Domnului? Dar după aceea urmează un dar. Și spune, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Care e cea mai mare poruncă? Domnul Iisus a fost întrebat, care e cea mai mare poruncă? Și el a spus, cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cea mai mare cerință pentru noi este să-L iubim pe Domnul. Să-L iubim cu toată inima, cu toată puterea, cu tot ce suntem noi. Și când vine Domnul la noi, după câte o experiență de faliment ca așa lui Petru, întrebarea pe care ne-o pune nu este cum te-ai putut face tocmai asta? Și întrebarea este, mă iubești? Suntem slabi și cădem. Dar întrebarea este, mă iubești? Relația personală e o relație de dragoste? În inima ta, în ceea ce este esența ființei tale, este dragoste pentru mine, întreabă Domnul? Simone, mă iubești? Și Petru îi spune, Doamne, te iubesc. Și pune Domnul întrebarea într-un mod interesant. Îl întreabă, Simone, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Acum, în original este o expresie puțin ambiguă. Nu este clară. În românește, în traducere, traducătorul întotdeauna trebuie să dea și o interpretare textului, să îl traducă ca să-l înțeleagă cel care traduce. În românește, înțelesul este mă iubești mai mult decât aceștia și aceștia, la cine se referă? La ceilalți ucenici. Și întrebarea ar avea sens să fie pus așa, pentru că Petru a zis, Doamne, chiar dacă toți ăștia s-ar lepăda, eu nu mă leapăd.
Dar mai este un sens în care poate să fie tradusă întrebarea Domnului Iisus. Mă iubești tu mai mult decât toate acestea? Și acestea se poate referi la barcă, la pescuit, la cariera lui, la lucrurile care îi place să le facă. Și textul original, amândouă traducerile ne permite să le luăm. Și de obicei când le poți lua pe amândouă, e bine să le iei pe amândouă. Să spui întrebarea în amândouă felurile. Și să zici, nu cumva s-a strecurat în mine mândrie, încât să zic, eu îl iubesc pe Domnul mai mult decât Nuțu. Și mai mult decât Puiu și mai mult decât Cornel. Domnul nu mă întreabă dacă îl iubesc pe el mai mult decât X sau Y, ci dacă îl iubesc pe el. Și asta contează. Nu măsor dragostea în comparație cu altcineva, ci este doar relația mea cu el. Cât de mult îl doresc, cât de mult îl iubesc, cât de mult vreau să ascult de el. Dar poate trebuie să pun întrebarea și în felul celălalt. Mă iubești tu mai mult decât toate astea? Mă iubești mai mult decât cariera ta, decât jobul tău, decât meseria ta, decât lucrurile pe care le-ai adunat? Mă iubești mai mult decât lucrurile care îți absorb energia în fiecare zi? Ne cunoaște Domnul, sigur că ne cunoaște. De 3 ori îi pune Domnul Iisus întrebarea lui Petru. Oare de ce? Pentru că de 3 ori s-a lepădat, așa-i? De 3 ori avea nevoie să fie confirmată dragostea lui. Și de fiecare dată Petru îi spune, Doamne, te iubesc. Îmi place cum răspunde a 3-a oară. Când Petru spune, Doamne, Tu știi tot, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Când venim înaintea Domnului, dragii mei, venim înaintea Celui care știe toate. N-are nevoie nimeni să dea referințe despre noi. Singurul lucru care este nevoie este Domnul să mă privească și când mă privește, vede prin mine și vede ce este în mine și știe exact cât de mult îl iubesc. Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Dacă Domnul Te-ar pune la radiografia aceasta a dragostei în dimineața asta, ai putea răspunde ca și Petru, Doamne, când mă cercetez și mă supui la examinarea aceasta completă, Tu care cunoști toate lucrurile, Tu știi că Te iubesc. Așa să putem spune asta cu mâna pe inimă, cu convingere că într-adevăr îl iubim din toată ființa noastră. Că n-avem nicio rezervă, niciun ascunziș față de El. După fiecare răspuns pe care îl dă Petru, Domnul Iisus îi dă și o responsabilitate. Și îi spune întâi, hrănește mielușeii. După aceea îi spune, veghează asupra oițelor. Și după aceea îi spune, dă de mâncare oilor. Ai o responsabilitate. La timpul de școală duminicală, dacă vă uitați atent în textul din Galateni 5 și apoi din Galateni 6, vedeți că există acolo o succesiune logică. În Galateni 5 ne arată cum este creștinul în lăuntrul lui, care este roada pe care Duhul Sfânt o produce în inima lui, dar nu se oprește acolo. Ci după aceea ne arată cum este în acțiunile lui, în purtarea lui. Cum este el ca și persoană și după aceea ce face pentru că este în această relație. Și Petru, când vine la Domnul la 2-a oară, Domnul îi dă lui Petru o responsabilitate și îi spune, de acum, fă lucrarea. Atunci când venim la Domnul, când El ne reabilitează după o cădere, când ne dă a doua șansă, ne dă și o responsabilitate. Ne spune, du-te și fă asta. Petru, cum era el curios, când Domnul îi spune, vină după mine,
Petru se uită și vede în urma lor venind pe Ioan. Și îl întreabă pe Domnul: Doamne, ce va fi cu Ioan? Și Domnul îi spune: Petre, nu te frământa atâta, ce va fi cu Ioan? Tu hai după mine, vină după mine. Au venit unii și au zis Domnului Iisus: Doamne, am vrea să fim și noi ucenicii tăi, dar uite, întâi trebuie să rezolv problemele din familie. Trebuie să îngrijesc de tata că e bătrân, să îl îngrijesc până când moare. Și Domnul Iisus spune: lasă morții să-și îngroape morții. Asta nu înseamnă să fii indiferent față de familie. Ci înseamnă să înțelegi timpul chemării și să răspunzi. Domnul Iisus te întreabă și te întreabă și astăzi: mă iubești? Ce-i răspunzi? Poți să-i spui ca și Petru: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc? Domnul Iisus îți spune: vină după mine. Și ce o să spui? Stai să văd dacă vine și Florin. Dacă vine și Florin, vin și eu. Nu. Tu vină după mine. Sunt șanse, sunt oportunități, ocazii noi pe care ni le dă Domnul. Cum răspunzi la cercetarea Lui și la ocazia nouă pe care ți-o dă? Avem în Chicago o familie de prieteni vechi. În urmă cu 2 săptămâni, duminică dimineață, băiatul lor în vârstă de 31 de ani a murit. Nu știu care a fost cauza, știu doar că a murit. La serviciul de priveghi, care a fost luni seara, printre cei care au vorbit, a fost un verișor primar al celui care murise. Și spunea el: duminică dimineața mă gândeam unde să mă duc. Mă gândeam unde să mă întâlnesc cu vărul meu, să mergem la Starbucks, unde mergem. Și când a aflat că vărul lui a murit, i-a schimbat dintr-o dată optica asupra vieții. Și lângă sicriul vărului lui mort, a spus: vreau să fiu al Domnului. Oare trebuie să moară cineva apropiat ca să-mi dau seama cât de important este să fiu al Domnului? Domnul vine și ne vorbește și ne spune: vino după mine. Ești gata să-L urmezi pe Domnul? Ești gata să spui viața în mâinile Lui, ca El să o conducă, El să o stăpânească, El să-i dea valoare? Noi credem că suntem nemuritori. Zicem că bătrânii, e rândul lor să moară. La 31 de ani nu te aștepți. Nu. Săptămâna trecută, aici aproape, în aproape de aeroport, poliția la ora 10 și ceva seara a oprit traficul pe o stradă și căutau să vadă dacă sunt șoferi beți. Unul care venea și el cu mașina acolo, când și-a dat seama pentru ce îi oprește, probabil că era puțin beat, a ieșit cu mașina, aproape să lovească 2 polițiști, a întins-o, călcat tare, mers cu viteze peste 120 de km la oră și într-o intersecție a lovit o mașină tangențial și după aceea a intrat în plin în a doua mașină și a omorât pe 2 oameni complet nevinovați. Complet nevinovați.
Ești sigur că ești stăpân pe ziua de mâine? Nu ești. Când Domnul Iisus zice, vino după mine, nu mai pune întrebarea, Doamne, sunt mulți pe calea asta. Și când El îți spune, vino după mine, haide după El. Petru a auzit a doua oară chemarea și a ascultat. De câte ori ți-a vorbit ție Domnul? Ești gata să-L urmezi? Nu-i vorba numai de unii care pentru prima dată să zică, Doamne, de acum înainte vreau să Te urmez. Ci vorba și de noi toți ceilalți care, ca și Petru, într-un moment sau altul, poate ne-am lepădat. Într-un moment sau altul, am uitat cine este El și nu I-am dat cinstea care merită. Și noi trebuie să venim să zicem, Doamne, vreau să merg după Tine. Hai să ne punem viața în mâinile Lui. Așa cum a fost îndurător cu Petru și îl reabilitează, vrea pe fiecare dintre noi să ne reabiliteze într-o poziție de dragoste, într-o relație de dragoste cu El. Și când venim la El, să putem să-I spunem, Doamne, Te iubesc. Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Și, Doamne, când mă chem să vin după Tine, vin după Tine. Haideți să mergem după Domnul Iisus cu hotărâre, cu dedicare. Și umblarea noastră cu El să fie cum a fost umblarea lui Petru de atunci încolo. N-a mai fost nimeni care să-L poată opri. Domnul Iisus i-a prevestit lui Petru cu ce fel de moarte avea să moară. Și spune, când vei îmbătrâni, te vor lega alții și te vor duce unde nu vei vrea să mergi. Și n-a știut exact Petru ce înseamnă asta. Și-a dat seama că va fi ceva. Știți cum a murit Petru? A murit răstignit. Și atunci când soția lui a fost răstignită și ea, i-a spus Petru, adu-ți aminte de Domnul. Și nu a mai dat înapoi niciodată. Să ne aducem aminte de Domnul, dragii mei, care ne-a iubit așa de mult, încât Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi. Și de dragul Lui, de dragul dragostei Lui, să ne punem viața în mâinile Lui și să trăim pentru El. Haideți să cântăm o cântare care să exprime dragostea noastră pentru El. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Ești al Domnului, Îl iubești, spune-o. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, a lumii plăcere nu mai doresc eu. Să cântăm versetul 1, versetul 2 și apoi versetul 4. Și în timp ce cântăm cântarea aceasta, vom aduce și închinarea noastră cu darurile înaintea Domnului, dar darul cel mai mare pe care să-L punem în mâna Lui, să fie darul vieții noastre supuse. Fa major. Iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere, nu mai doresc eu, mai mult ca bucuria, nu mai iubit.
în mâna Domnului, ca să-L iubim din toată inima și să-L urmăm toată